Fetița mea, ia uite, ți-a rămas fără piciorul. Am mai operat odată, n-am avut ce să-i facem. După 2 săptămâni acum, am mai operat odată și am amputat piciorul. Of, ce rău îmi pare de ea. Dar a început să dea din coadă. Când m-a văzut, după ce au adus oamenii acasă, încă e anesteziată, nu și-a revenit complet. Sperăm să se facă bine și să se descurce așa între picioare. Bună dimineața, urșii mei! Astăzi o să vă iau cu mine toată ziua, să vedeți încă o zi de menținere, să vedeți absolut toate mesele pe care le mănânc, după ce am slăbit 50 de kilograme. Dacă n-ați văzut singura transformare live și documentată din lume, intrați pe canalul acesta de YouTube în seria Autoslăbește și vedeți că am acolo toate clipurile din fiecare săptămână, în timp real, cu toate mesele, cu antrenamente și foarte multe sfaturi despre slăbit și despre masă musculară. Vom începe ziua cu o cafeluță, exact cum am obișnuit până acum. Am îndulcit-o cu niște miere de rapiță. Știți bine că eu fiecare dimineață o încep cu o cafeluță și suplimentele mele apicole pentru că sunt foarte bune, sunt foarte sănătoase și vă recomand și vouă să consumați dacă vreți să fiți sănătoși și puternici ca niște urși, exact ca și mine. Mi-am pregătit aici micul dejun urșilor, iar pentru prima masă a zilei avem 2 sandvișuri la Sandwich Maker, în care am pus 100 de grame de mușchi, 2 feluțe de cașcaval afumat și 4 feluțe de pâine, aproximativ 100 de grame. Avem aici aproximativ 500 de calorii. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo să vedem ce mai mâncăm astăzi. Plec la Vâlcea, urșii mei, pentru că am dedus 2 comenzi la clienții mei acasă. Ia uitați, avem aici un borcan de polifloră mare de 1 kg, miere 100% naturală, este extraordinar de bună. O miere de salcâm, tot așa la 1 kg, foarte bună și ea, miere premium, premiată la târgurile naționale și internaționale apicole. Avem o miere de mentă mică la borcan mic și o miere de cimbrișor de munte, tot așa la borcan mic. Dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea sau din Băbeni, nu este nicio problemă, vă puteți face o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro. Intrați acolo pentru că veți găsi cele mai bune produse apicole. Am pupat! Am venit de la Vâlcea Urșilor și avem aici o ciorbă proaspătă făcută de șeful meu bucătar. Haideți să vedem. Ia uitați aici, avem o cărniță foarte mare, o pulpiță din asta de pui. Văd că este cu multe zdrențe așa de ou, cu multă fidea, cu legume, ceapă roșii, ardei gras, da? Văd că are și puțină grăsime, e un pic mai grasă ciorbița asta, dar asta este. Ia să vedem cum este. Mi-a zis mama că e dulce. Da, e dulce. Eu nu prea sunt cu ciorbele dulci, aș putea să o acresc, însă n-am mai mâncat de mult o ciorbă dulce, așa că nu o să o mai acresc, o să o mănânc așa cum e dulce. Avem și o filie de pâine, din asta neagră, de la Velpitar. A cumpărat aici o pâine din asta în ultimul timp și e bună, ce să zic. E foarte gustoasă. Mă bag să mănânc, vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. După ciorba aia parcă merge și ceva dulce. Ia uitați aici, urșilor, am luat ceva nou, ce n-am mai văzut până acum. Giotto se numește și este de la Ferrero. Ferrero este și firma care face Nutella. Haideți să vedem câte calorii are. Ia uitați, 632 de calorii pe 100 de grame. Mamă, mamă! Asta are 38,7 grame. Doamne, ce gramaje au și ăștia. 38,7. În fine, punem vreo 40 de calorii, de grame. La 40 de grame, nici nu știu exact, vine. O să fac eu calculul și o să-l trec aici pe ecran. Haideți să vedem cum sunt, pentru că sunt foarte curios, n-am mai mâncat până acum. Doamne, cât de bune sunt prostiile astea. Și am zis că nu mai mănânc dulciuri, dar asta este, urșilor. Se pare că apetitul meu pentru dulciuri este foarte mare în ultima perioadă. Am mâncat foarte multe prostii în ultimul timp și mi-este greu acum să renunț la dulciuri, mai ales la ciocolată. Încerc să le reduc ușor, ușor, până încep să scap de ele de tot, să le scot din alimentația mea cât de mult pot și să încerc să mănânc niște batoane proteice când nu este poftă de dulce, să mănânc fructe, budincă proteică și așa mai departe. Ha, fetița mea, ce ai? De ce nu nu vrei să papi? Este a doua zi după operație, după ce a tăiat doctorul piciorul. Și văd că nu vrea să pape. De ce nu, pa, fetița mea? De ce? Ia, uite-ți, gata, a început să pape. A început să pape, fetița mea. Bravo, bravo, Maia, bravo. Bravo. Se simte mai bine acum. A trebuit să-i amputăm piciorul pentru că se desprinseseră șuruburile acelea de pe plăcuță. Și nu mai atât, dar n-am putut să luptăm cu infecția. Deci chiar n-am putut. 2 săptămâni am stat și am curățat-o de 2 ori pe zi, antibiotic de 2 ori pe zi. A fost foarte greu și
cu toate astea n-a scăpat de infecție și când am fost cu ea, a văzut-o doctorul, nu i-a plăcut deloc cum arată și nici sângele nu i-a plăcut, era prea închis. A zis că poate să facă septicemie și să moară și dacă vrem să o salvăm trebuie neapărat să-i taie piciorul, mai ales că nu mai poate fi salvat, adică șuruburile alea n-aveau de ce să fie prinse. El a încercat să le prindă cât a putut, dar a palpat-o și a văzut că s-au desprins. Piciorul a făcut zob, ne-a zis că a încercat să le prindă, dar pentru că era atât de praf făcut, pur și simplu n-au rezistat șuruburile. Și mai mult de atât, v-am zis, infecția aceea a fost foarte puternică, foarte mult puroi. Timp de 2 săptămâni a tot făcut puroi. Ne-am încercat să facem tot posibilul, să o curățăm mereu, dar n-am reușit. Să sperăm acum că nu se mai infecteze și să vedem ce facem cu piciorul celălalt, că și ăla trebuie operat. E scos din șold. Nu știu, o să fie greu, dar sper să o salvăm. Încercăm să ne obișnuim cu ideea că nu mai are un picior. Vedeți și voi cum arată. E nasol. Numai când o vezi așa te izbește așa vizual. O senzație nasoală, ciudată, dar nu avem ce face. Măcar a supraviețuit. Și o să avem grijă de ea până în ultima zi. Nu-i așa, fetițu? Nu-i așa, fetițu? Nu-i așa? Bravo. Bravo. Bravo, fetița mea. Hai, hai, băiatu, vino încoace. Vino încoace, funduleț, pârț mic. De ce n-ai avut grijă de Maia? Zi, de ce? De ce ai lăsat să dea mașina peste ea? Zi, tu te-ai făcut bine, ești bine, mersi. Ia uite ce funduleț ai. Și peste asta mică, care de fapt e mare, a dat mașina peste ea. Hai, măiuțule, hai. Hai, fă pișu, fă caca. Că după aia te băgăm în casă. Hai, că vreau să văd cum faci, să văd cum te ții. Poți să te ții? Am la 3 picioare. Trebuie să poți. Ce miros ăsta mic. Vrea așa să alerge și nu mai poate, săraca. Uitați-vă cum se uită după Rosto. Rosto! Hai! Hai, funduleț, vină cu coace la mine. Vină la mine, nebunule. Hai. Vină să te mângâi și pe tine. O, arătare mică. Arătare mică. Hai, măiuț. Hai, măiuț. Hai. Hai, măiuț, hai. Hai, fetițo, știu că e greu, dar trebuie să trecem și peste asta. Trebuie să începi să te descurci în 3 picioare. N-avem ce face. De la vei tu pe celălalt bun, ce bine era. Nu poate să se scarpe, nu mai are gheruțele. Nu mai are lăbuța. Aici te mănâncă? Aici? Aici te mănâncă? Ia uite ce-i place. Aici te mănâncă, fată? Hai că te scarpin eu. Aici? Aici? Zi, unde te mănâncă? Aici? Da, uite aici. Aici te mănâncă. Cred că vrea să facă. Uitați-o. Ia uitați-o cum merge în 3 picioare. Unde se duce, fraților? Că nu mai văd. S-a dus prea mult, nu? A, uite acolo, și-a găsit ea loc acum. Încearcă să se pună. Dar e destul de greu. Stați că trebuie să mă... Da. A făcut treaba mare. Hai că poate să facă, e bine. Oh, a căzut. Aoleo. Maia, s-a împiedicat de asta. Hai că te iau în brațe. Hai, Maia, vină încoace. Hai. Hai, ușor, ușor învățăm să mergem, fetița mea. Dar pe piciorul ăsta are și branula acum. Nu i-a mai ținut branula pe picioarele din față. Ne-a mutat pe piciorul din spate. I s-a și, cum să zic eu, i s-au atrofiat și mușchii. Ușor, ușor trebuie să-și dea drumul la piciorul ăsta. Pentru masa asta avem niște sarmale de la Buzău, făcute de mătușa mea, pentru că au fost pe la noi. Ia uitați, mi-am pus aici 10 sarmale. Bine, sunt micuțe ele, așa se fac în Buzău, se fac foarte mici. Aici avem și niște cărnițe lângă. Sunt niște sarmale extraordinare. Mie îmi plac cel mai mult sarmalele astea făcute de mătușa mea de la Buzău. Aici avem și o felie de pâine destul de mare. Pâine domnească. Este o pâine foarte mare.
Dar uitați, vedeți, are puțin mai multe calorii. Are 267 de calorii pe 100 de grame. În fine, mă bag să mănânc. Vă urez poftă bună tuturor. Avem aici un baton proteic Snickers alb. Are 20 de grame de proteină și 233 de calorii. Are foarte multe calorii, are aproape cât un baton Snickers normal, dar măcar are 20 grame de proteină. Haideți să vedem cum este. A costat 10 lei, să vedem dacă merită banii. Cam așa arată. Da, e bun. Chiar e bun. Ia uitați, urșilor, avem aici o tocăniță, a făcut maica mea astăzi, proaspătă. O tocăniță de cartofi cu cărniță de porc, da? Arată foarte bine. Am pus aici câteva polonice la încălzit și o să ne punem la masă imediat, o să vă arăt. Ok, cam așa arată tocănița. Este foarte bună, am gustat-o acum când am încălzit-o. Este extraordinară și o voi mânca cu un borcan din ăsta de murături asortate de la mătușica mea de aici, doamna profesoară. Ia să vedem noi. Dacă ar și curge, astea ar fi extraordinar. Ia știu că le facem mai dulci. Să vedem cum a ieșit. O să mănânc fără pâine pentru că trebuie să mai reduc puțin caloriile. Am mâncat foarte mult în ultimele săptămâni. M-am îngreșat câteva kilograme și nu este bine. Zilele pe care vi le-am arătat eu în programul meu de menținere, să știți că au fost cele în care am mâncat mai puține calorii, pentru că am mâncat și foarte multe prostii pe care nu vi le-am arătat. Am mâncat vreo 3 burcane de Nutella săptămânile acestea. Am mâncat foarte, foarte multe dulciuri și nu vi le-am arătat pe toate. Am filmat și eu zilele în care am mâncat mai corect, ca să zic așa. Da? Ia uitați ce bine arată murăturile astea sortate. Haideți să vedem cum sunt. Sunt bune. Foarte bune. Sunt mai dulci așa, dar sunt foarte, foarte bune. Deci mâncăm fără pâine, avem foarte multe murături, foarte multe legume, avem și cărniță de porc. Vă urez poftă bună! Ia uitați, am terminat și borcanul ăsta de Nutella. Este al treilea borcan de Nutella pe care îl termin. Ăsta are 900 de grame. Este al treilea borcan de Nutella pe care îl termin de când am terminat cu slăbitul. Am luat câteva kilograme, ce-i drept, într-o lună jumătate, dar încercăm să mai reducem din prostii, pentru că am mâncat foarte multe prostii. Vă dați seama, 2 kg de Nutella în ultima lună jumătate, plus foarte multe ciocolate, prăjituri, chipsuri, napolitane, biscuiți și așa mai departe, da? Astea fiind doar dulciurile, pentru că am mâncat și foarte mulți cartofi prăjiți, foarte multe prăjeli și cu toate astea am luat decât 5-6 kg în 6 săptămâni. Dar acum gata, trebuie să avem grijă pentru că mi-am făcut poftele, am acumulat destul de kilograme, este timpul să trecem iarăși la o dietă mai sănătoasă și să ne ținem aici, da, cu kilogramele, să nu ne îngreșăm iarăși. Mi-am făcut poftele acum, trebuie ușor, ușor să intrăm iarăși pe făgașul normal. Pentru a doua gustare pe ziua de astăzi avem aici un baton tot cu ciocolată albă de la Barbells. Tot cu 20 de grame de proteine, la fel cum avea și cel de la Snickers. Așa că vreau să fac o comparație, să vedem care este mai bun. Ăsta are 204 calorii, vedeți? Are mai puține calorii față de Snickers, care avea 233. Haideți să vedem cum este gustul. Ah, și ăsta a fost și mai ieftin. Este 9 lei, este mai ieftin cu 1 leu. Uitați, cam așa arată. Este cu migdale ăsta. Haideți să vedem cum e. Da, super bun. Da. Da, e un pic mai bun decât Snickers-ul ăsta. Foarte, foarte bun batonul ăsta de la Barbells. Mi se par mai bune batoanele astea de la Barbells, cele albe. Dar în următoarele zile o să le comparăm și pe cele cu ciocolată. Mai avem de la Snickers normale, avem de la Barbells cu ciocolată, avem de la M&M's, de la Mars și vom vedea care sunt cele mai bune.